Oameni buni, George Pișteranu s-a întors din aventura lui de 3 săptămâni pe motocicletă prin Mexic, alături de o femeie misterioasă. Actorul este acum aici, cu povești din vacanța lui de peste ocean, dar și despre thrillerul american în care joacă alături de Samuel L. Jackson. Așadar, să-l poftim pe George Pișteranu! Ce face prietenul nostru motociclist? Ce să fac? M-am întors în sfârșit din... În sfârșit? După o lună? De 3 săptămâni. 3 săptămâni? Da. Ce ora e? Estas, no puede hablar, porque soy en la barada con Miguel. Am înțeles, am înțeles, perfect. Cum te-ai descurcat în Mexic în toată povestea asta? Femeia misterioasă știa mai multă spaniolă decât mine. Dar există femeia asta misterioasă, nu era doar în imaginația ta, nu? Băi, nu, nici eu nu știu. Ce n-apare pe Instagram e... Apare, am văzut-o în cu drona. Era ceva, era o statuetă acolo, am luat-o păpușă după mine. Și cu cască pe motor, exact. Și? A fost foarte frumos. Te-a mușcat de buză? Nu, este herpes. Herpes, am înțeles. Da. Imunitate slăbită. Exact. Păi am schimbat... Am crezut că e țânțarul mexican. Țânțarul mexican. Nu, dar e foarte safe, adică oamenii dacă vor să meargă în Mexic, să știe că este foarte safe. Chiar, adică nu mi s-a întâmplat absolut nimic. Nu m-am simțit. 3 săptămâni nici... ai colindat cu motocicleta, câți kilometri ai făcut? 3500, 14 orașe. 14 orașe, câtă benzină ai consumat? Cred că multă, nu știu. Multă. Multă. Nu m-am gândit. Și câte tequila ai băut? Apă, am băut constant. Tequila. Tequila, nu beau tequila. Nu, eu te-ai dus în Mexic și... Știu, dar nu beau tequila. Cerveza? Cred că cerveza nici atât. Eu nu prea beau... băuturi alcoolice. Măi, eu sunt, așa, nu știu, sunt ok, nu beau mult. Suc de avocado? Băi, am mâncat foarte mult guacamole. Am mâncat fish tacos. Da. Până la refuz. Am înțeles, deci nu-ți mai trebuie pentru... No. Ok, adică... perfect. Vedem și noi imagini din experiența ta în Mexic. 3 săptămâni pe motor cu persoana misterioasă, o aventură cât se poate de frumoasă, nu? Foarte ce ți-a plăcut frumos. Cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut că nu a fost... Nu, la ea. Că nu a fost ea vacanța, nu a fost o vacanță clasică. Adică eu nu am răbdare să mă duc într-un resort sau undeva, la un hotel, să stau acolo și zic, ce facem? Ați merge pe plajă, foarte frumos. Hai pe plajă. Trebuie să fie ceva, nu știu, să fie motorul, să se strice ceva la motor. Ai pățit? Să pierzi, da. Cel de la care am luat motorul mi-a zis, mai las-o două zile să-ți fac furca, să-ți servisez furca. Și am zis, în niciun caz, că eram pe ceas. Adică aveam niște orașe pe care trebuia să le... cu programări, cu booking-uri și așa mai departe. Și la un moment dat, dacă scurge, să știți ce voi, dragi motocicliști, dacă scurge ulei din furcă, cea mai mare problemă nu e că scurge tot uleiul din furcă, că nu se întâmplă nimic. Nu. Cea mai mare problemă este că uleiul ajunge pe plăcuțe și nu mai frânezi. Mamă, așa e pățit. Eu am luat o pereche de chiloți, da. I-am legat de una dintre furci și am mers. Până am deci găsit un băiat pe care mi-a reparat-o. Și cu o pereche de chiloți băgată acolo. Am reparat și o chiuvetă. Și acolo am înțeles că ți-au furat farul la motocicletă? Da, în mijlocul deșertului, deci în mijlocul Baja California, că așa se numește limba aia de pământ. Nu, că mi-am aminte cum ai intrat în direct și ai zis că e safe, mergeți în Mexic, e în regulă. Este safe. Oamenii l-au furat foarte drăguț. Okay. Adică ei, în România, ți-l smulgea cu totul. Îți rupea jumătate de motor. Acolo l-au tăiat frumos, l-au demontat frumos și doar pe cel de pe partea stângă, de pe partea dreaptă. Aha. Pe cel de pe partea stângă, ca să am vizibilitate. Deci oameni de treabă totuși. Hoți cinstiți. Corect. Și le-ai spus că tu ești din cartierul Piștereanu? Ce cartelul Piștereanu? Cartel, păi, nu. Păi dacă erai în ea... Păi atâta trebuia să zici pe acolo cartel. Că erau, în schimb, foarte multe, aceasta fiind ruta de tranzit a drogurilor, erau foarte multe controle militare care te întrebau ce faci pe aici, unde te duci, opreau toate mașinile. Și eu zicea, no tengo drogas, no tengo drogas. Și de acolo începea discuția, că aveam nevoie și de material. Da, știi și ce? Doamna intervenea. Intervenea. Cum zicea ea, că n-am prins spaniola atât de mult. Foarte frumos. Atunci vreau să ne povestești puțin despre thrillerul ăsta american în care joci. Da.
O să vă povestesc. Zine. Măi, a fost o experiență foarte mișto. Odată, eu mi-am dat seama că va fi o experiență mișto, nu neapărat din numele care vor fi Michael Keaton, Samuel Jackson, Maggie Q, dar mi-am dat seama din cum a abordat regizorul pe mine. Mm-hmm. Eu având un rol... Uite, vedem aici poze... Da. Și nu e dublura, e el. Nu e dublura, e el. Chiar el e. Uite, vezi, și m-am trecut eu acolo, că ei nu m-au trecut. Fiind rolul foarte mic, eu am zis, lasă că mă trec eu singur. Ți-ai făcut afișul tău. Normal. Și George Piștereanu. Și? Și... Deci tot rolul de ăsta de blând ai. Băiat de bangata. Băiat de bangata. Da. Deci s-o fură latră mult. Păi, după ultima poză. Asta e poză din 2010, când m-am întâlnit prima dată cu Samuel Jackson. El sigur nu mai știe, nu mai ține minte. La Bonn, în Franța, m-am întâlnit prima dată cu el. Și da, asta e a doua poză. Atâta s-a putut. Na, nici nu poți acolo zice, hei, hai să facem o poză. Ia iurea, na, să faci treaba. Colegul. Trebuie să pui pe altcineva, o face așa altfel. Da, și ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că regizorul, în pofida faptului că rolul era mic, da, a acordat atenție, adică a pierdut, nu știu, ore bune, încât să vorbească cu mine despre personaj, să... ceea ce nu prea se face. Înțelegi, e rolul foarte mic, el oricum având un... mult de muncă, da, e un film destul de important. Asta m-a făcut să mă simt foarte bine. Ce buget are filmul? Habar, nu știu, nu m-a interesat. Păi, putem să facem bugetul? Pentru tine a fost bine, nu? A fost normal, a fost normal. Pentru un actor, să știi că și asta e o treabă. Fiind actor din România, automat fiurile n-au cum să fie foarte mari. Pentru că ești actor din România. Dacă ești actor din Franța, fiurile sunt mai mari. Știi de ce? Brandul de țară. Am înțeles. Deci, practic, Samuel L. Jackson a luat puțin mai mult ca tine, nu? Un pic. Măi, eu nu m-am supărat. El a avut, au filmat și prin Vietnam, nu mai știu unde au mai filmat. Adică, el a avut mai mult de muncă. Exact. Dar filmul, am înțeles că va apărea în august, anul acesta, da, nu? Da, și n-am fost singurul care a fost în film. Tudor Chirilă. Tudor Chirilă, Mădălina Anea, Cosmin Dominte, Florin Piersic Junior. Și cine mai a fost? Și Aida Econom. Superb. Adică, chiar... O distribuție foarte bună. Și consistentă din partea românească. Ei încă nu știu că a fost o distribuție bună din partea noastră, dar o să afli. Perfect. Ai cascadorie acolo? Pe lângă faptul că iei bătaie? Da, am avut o cascadorie film, și nu mor. Nu mori? Trebuia deci să o să facă și partea a doua. Și cu mine, da, îți dai seama. De în rândul 14, actorul 5 și facem sequel. Da, chiar m-am și rănit un pic la filmări. Și ce nume aveai în film? Vali. Vali? Noroc, băi, Vali. Ai tras cu pistolul? Nu, s-a tras. S-a tras. S-a tras. Dar nu te-a nimerit. Cum, măi, exact. Tu crezi că eu acum dacă am murit în Vlad, toți regizorii vor să mă omoare? Nu, s-a întâmplat odată, a fost așa. Dar poate poți să învii în Vlad în următorul sezon. Măi, I doubt it. Dar nu știu, orice se poate întâmpla. Fii atent, vrem să facem câteva cascadori. Îl avem pe pozaș, prietenul nostru Costin Dragomir. Salutăm. Care va imortaliza ocazie aceste cascadorii ale tale. O să-ți dau cascadorii? Un pistol. Da. Deci vei mai multe. Păi până iese poza, bine. E 200 jumate una. 200 jumate de euro. De euro? Una. Căscadă. Bine, bun, haide, perfect. Are proba, nu-i problemă. Perfect. Și ăsta e pistolul lui Semaca. Domnule Semaca! Numai, lui John Wick. Să știți că nu v-am trădat. Perfect. Domnule Semaca. Avem aici salteaua. Așa, vrem și ce vrei să fac? Ești George Piștereanu. Pac, sari și când tragi, exact. Ești, adică... Și vrei și cu replică? Deci, cu replică nu o prindem în poză. Deci vrei să, deci tu practic vrei să fac o scenă în care eu îmi pus și mă feresc de ceva și sar. Da, exact, asta, se disăritură, iar Costin o să-ți facă fotografii și îți dăm pozele. Nu-ți mai dăm bani, îți dăm pozele. Am înțeles, da. Și le pui la book și poți să primești roluri mari. Ceva de speriat. Perfect, ești ok? Da. Deci, oameni buni, priviți o scenă de film în direct la noi la emisiune. Actor George Piștereanu, proba 1. E bine aici salteaua? Cel mai bine să nu-i pui pe prietenii tăi să-ți așeze parașuta la parapantă sau salteaua. Iartă-mă. Nu știu, aici e ok. Nu-i e mai. Ok, perfect. Dau Băi, eu... actorul român face oricum, nu e, la el nu-i problemă. Nu. Dau startul, da? Da. De unde stai? Nu știu unde să stau, mă, ca să, da, nu, să nu-i stric poza. Haideți fără saltea! Perfect. Lumeam. Oameni buni, George Piștereanu în scena vieții lui. Priviți-l. Dubla 1! A
asta bun. E și de 50 de euro. Nu, n-ai cunoscut salteaua, dar trebuie să sari un pic prin aer. Da, păi... Perfect, unde da? Unde te crezi? Îți trebuia o salteluță mai mare, a? Măi, ăia bagă bani mulți, nu înțelegi. Vrei... Deci noi tot după buget, crede-mă, filmul românesc, n-ai zis tu că actorii români sunt plătiți după brandul de țară. Brand-ul numai de o secundă. Țară. Dubla 2, George Piștereanu, acțiune! Asta a fost 100 de euro. 100 de euro? Dar mi s-au văzut mie Adidas și nu, e bine o mai repetăm. Alta, a treia. Stai că mă dau după bani. Vezi că eu de obicei mai mult de 3 nu trag. Numai o secundă, pozașul, ai o poză? Ia, stai, arată, ia. Ia să vedem. Ia, fii atent, uite, wow! Asta e. Asta este, vreau și o banii, unde-i casa? Păi nu, stai că mai avem, încă o dată, mai avem. Hai. Da? Perfect. Costin Dragomir, oameni buni, pozașul. Proba a treia, vă rog frumos, George Piștereanu, dubla 3, motor, acțiune! Peste cap ceva. Hai. Nu, e asta de aici. Asta și acum să facem una gimnazia. Fără saltea. Poți și fără saltea. Cum? Se poate și hai încă o dată. Încă o dată că mai avem o dublă. Iulica, să pregătești și tu mesajul. Numai o secundă. Dar vrei asta, ultima, că e mai... Nu, tot așa, să te arunci, să fie spectaculos. Vrem să facem pozele astea. Pozele astea, cum să zic, adică să rupă în două. Da, să le vadă Hollywood-ul, să zică Piștereanu, e al nostru. Deci, băi, chiar da, e mă, da, mă, nu, da, știu. Nu, chiar e pe bune, ești bun și cum aveai privirea. Numai pic, Iulica, ai și sunetul de final? Tu care știi cum să face, perfect, fii atent, vreau să vezi cum facem și finalul acum pentru tine. Că poți să iei, îți dăm și secvența video și cu secvența asta video o poți lipi chiar în film. Îmi fac de moril de la voi. Ia, fii atent. Dar vreau să faci cea mai tare săritura ta, da? Da, păi să dai asta la o parte de aici. Dubla 4, George Piștereanu, acțiune, motor! S-a ratat intrarea, încă numai o secundă. Iulica, să fii și tu pregătit, că și tu cred că ai ratat Iulica intrarea. Iulica nu era pregătit. Te-am văzut, secundă. Iulica. Dubla 5, motor, acțiune, George Piștereanu. Un flec, o ciulit. Asta e. Hai, era... Perfect, George Piștereanu, senzațional, bravo. Bravo, să știi că îți dăm pozele. Da. Poți să faci Costin, poți să-mi faci și mie o fotografie, te rog frumos. Ai scos cardul, nu? Da. El e Costin Dragomir, oameni buni, e fotograful, e tot de la Hollywood și el. Da? Păi bravo. Se vede după Costin Dragomir. Costin Dragomir cu 2 de R pe Instagram, nu? Perfect, ne arăți pozele, ne arată Ciucă imediat. Să facem o poză. Ca la Hollywood. Mulțumesc mult de tot. Fii atent, avem filmarea. Vrei să vezi cum ai fost? Normal și ar vedea și pozele imediat. Mare, nu? Putem pune pe ecran, aduceți popcorn. Ia, privește pe ecran. Să vedem ce se întâmplă. Doar ultima, am selectat-o doar pe ultima. E bine? Păi e bine. Adică dacă punem un green în spate... Exact, și scoatem salteaua. Scoate salteaua, mai punem niște chestii, mai punem niște gloanțe... Merge, da? Mai vrei să vezi o dată? YouTube, sigur, merge. Perfect, să știi că avem și pozele. Pozele le arătăm mai încolo și ți le trimitem și ție. Mulțumesc foarte mult, dragule. Ești foarte bun, să știi. Foarte bun. George Piștereanu pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, căutați-l. Și în august în cinematografe, pentru că în august filmul acesta o să se lanseze. Filmul se numește... The Protector. Nu? Protejatul. Dar aveți grijă, suntem mulți actori români și să vă uitați cu atenție, să nu faceți așa că ratați scena. Uite, fii atent, uite-te aici, pac, uite-te aici, poze. Aici că erai pentru castingul de balet. Da. Păi eu am făcut și balet la facultate. Da, fii atent, uite aici, asta. Și scoatem salteaua, o scoate Costin în Photoshop, tu ești. Ia uite. Asta este. Pac. Măi, bun, mă, ești bun. Actorul ești bun. Român trebuie promovat mai mult. Ești bun, foarte bine. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc, ceau, pa.